Fierbinți evenimente ale zilei, voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La Obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La Obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem plăcerea de a discuta astăzi despre situația administrativă a comunei Albeni cu primarul acestei comune, domnul Ionuț Stan. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Iată-ne, să-i spunem așa, într-un plin scandal, pe la jumătatea scandalului spre final, nici nu știm cum să mai categorisim acest conflict ce pare să nu se mai termine acolo la Albeni. Am rămas surprins inclusiv de, să-i spunem, reacția prefectului de acea declarație, spunând că singurul primar din Gorj cu care nu se înțelege, nu ajunge la un numitor comun, sunteți dumneavoastră. Pornind de aici firul discuției, ce credeți că l-a determinat pe domnul prefect să spună aceste lucruri despre primarul comunei Albeni, adică dumneavoastră? Nu știu ce să zic, am sunat la prefectură, m-am înscris în audiență la domnul prefect. Joi dimineața am fost prezent la dumnealui. Am avut o discuție cu domnia dumnealui, prin care nu am putut să discut absolut nimic, este îndoctrinat, nu știu cum să zic, pentru că m-a luat numai cu prietene, știi, cu cine te-ai pus, cu instituția prefectului. I-am zis, a folosit dumnealui asemenea... Da, astea au fost afirmațiile pe care le-a făcut domnul prefect. Și l-am întrebat, domnul prefect, cum puteți să faceți, să ieșiți în presă și să spuneți că trimiteți corpul de control în urma unor sesizări din partea unor cetățeni, din partea angajaților, când eu cu o lună și jumătate în urmă am făcut o adresă prin care am solicitat corpul de control al prefectului în urma unor nereguli constatate de către mine în primăria Albeni. Și mi-a răspuns domnul prefect, bă, prietene, corpul de control este al meu. Păi stați puțin, domnul prefect, este al instituției, nu este al dumneavoastră. Destul de interesant această formulă de adresare pe care spuneți dumneavoastră că a folosit-o prefectul județului la adresa unui primar până la urmă. Așa este, eu am mers la dumnealui ca să punem lucrurile cap la cap, să încheiem odată cu toate discuțiile astea, cu denigrările care se iasă în mass media, atât din partea angajaților, din partea directorului școlii, dar dumnealui chiar nu a vrut să aibă o discuție cu mine. A zis că așteaptă rapoartele a două instituții care sunt în verificare la primăria Albeni. I-am spus, domnul prefect, nu știu ce instituții de care cunoaște dumneavoastră că sunt în verificare la primăria Albeni. A fost decât ITM-ul în verificare la primărie, prin care nu a constatat mai nimic. Mi-a solicitat condica de prezență, condica era la domnul secretar în birou, domnul secretar în ziua respectivă era în concediu de odihnă, prin care am fost amendat decât pentru neprezentarea condicii de prezență cu suma de 1500 de lei. Vom contesta procesul verbal de contravenție, în cazul în care instanța nu ne va da câștig de cauză, voi face referat și voi recupera sumele de la persoana cu resursele umane, adică de la domnul secretar. Nu trebuie acum, dacă vin instituții, trimite domnul prefect instituții în control la primăria Albeni, totul se rezumă tot la nivelul bugetului local, pentru că tot din cauza angajaților primăria Albeni să constată nereguli, atribuții neduse la îndeplinire și toate prejudicează, totul se prejudicează din bugetul local, trebuie să cheltuim, să plătim amenzi din bugetul local, care am putea să facem altceva cu banii bugetului local. Am văzut în egală măsură astăzi un material într-un cotidian local în care se vorbea de un
domn care lucrează pe buldozer și care este și bodyguard. Aveți bodyguards la primăria Albeni? Nu. Știți despre ce material este vorba? Da, am văzut și eu în dimineața aceasta în Gorj Domino. Nu este adevărat ce spune acolo domnul Claudiu Matei, cred că dumnealui a dat articolul în Gorj Domino. A fost într-adevăr, care nu mă așteptam să se ajungă până aici, soțul unei angajate, angajata Machidon Mihaela, soțul dumneai Machidon Daniel, a venit în dimineața, vineri dimineața, între orele 9 și jumătate în primăria Albeni. A venit direct la mine în birou, eram în birou de la contabilitate, unde m-a amenințat că mă omoară, a scos cuțitul la mine și atunci eu am luat telefonul, am sunat la 112. Dumnealui a ieșit din biroul meu, era în biroul la caserie domnul Clipici Florentin, a sesizat foarte târziu că domnul Machidon vine la mine, pentru că am mai făcut afirmații soția dumnealui în primărie către angajații primăriei că unul se va duce în pușcărie și unul în pământ. Și același mesaj l-a trimis și soției mele, doamna Machidon, prin care îi spunea prin mesaj că o să rămână două fete pe drumuri fără tați, că unul va fi în pușcărie și unul în pământ. La cine se referea de pușcărie? La cine se referea? La pușcărie de soțul dumneai și în pământ de mine. După ce a realizat domnul Clipiș că domnul Machidon vine la mine în birou, a urcat scările, n-a apucat decât să urce scările și atunci s-a întâlnit cu domnul Machidon, i-a zis că tu ce mai vrei, mă? L-a împins, ridicase pumnul la dumnealui, l-a împins cu palmele în piept. După aceea a plecat din primărie, dumnealui era și în timpul serviciului, atunci domnul Machidon. Am sunat la 112, a venit poliția, am dat declarații atât eu cât și domnul Clipici. Acum sper ca poliția Târgu Cărbunesc să-și facă, să respecte de legea. Ei sunteți arondați, da, de secția 6 Poliție Târgu Cărbunești. Sper să-și facă treaba așa cum scrie la lege, pentru că sunt funcționar public, eram în timpul serviciului și să-l încadreze acolo unde trebuie. Iată două întrebări pe care pe live-ul transmis pe Facebook ni le adresează cei care se uită la această emisiune. Două întrebări, spune o doamnă, să ne spune și nouă primarul, domnul primar, cum a făcut investiții în Câmpul Mare, alimentare cu apă, dacă terenul este al ADS. ADS presupun că înseamnă administrația Agenția Domeniului Statului. Da, proiectul cu sistemul de alimentare cu apă este un proiect din anul 2015 cu contract de finanțare. Atunci când s-a depus documentația la minister, au depus documente prin care a fost ordinul prefectului, prin care eram în proces cu Agenția Domeniului Statului. Noi am rămas, procesul s-a definitivat în anul 2017, prin care... Adică anul trecut. Da, prin care Agenția Domeniului Statului a câștigat primăria Albeni și instituția prefectului. Acum să fac toate demersurile, am făcut adresa, am primit un răspuns și de la instituția prefectului că a fost înaintată draftul de proiect pentru hotărâre de guvern de trecerea din domeniul public al ADS-ului în domeniul privat al comunii Albeni. Așteptăm să se dea hotărârea de guvern. Nu cred că este un impediment că să realizează investiții, pentru că au fost reclamații atât la ISC, la Inspecția de Stat în Construcții, cât și la alte instituții. Au venit, au verificat și totul a fost corect și legal. Am înțeles. Aveți satul Doseni acolo, zic da, bine? Da. Întreabă aceeași doamnă, de ce s-a investit în satul Doseni 170.000 de lei pentru un drum, dacă satul este strămutat și sunt doar 3 familii acolo, spune doamna. Nu, în urma alunecărilor de teren din 2006, când au fost construite casele în locația Câmpul Mare, dar drumurile nu au fost desființate din domeniul
public al Comunei Albeni, drumurile respective trebuie întreținute. A fost o cerere din partea tuturor cetățenilor care mai locuiesc și acum în satul Doseni, prin care este biserică în satul Doseni, care nu se putea urca pe timpul ploilor la biserică. Deci o zonă cu probleme, să înțelegem, când au loc da, care și... satul respectiv a fost uitat de către autoritățile locale, dar a fost posibilitatea asta, am avut bani prinși strict pentru reparații drumuri și s-a investit suma de, s-a cheltuit suma nu de 1.700.000, cum spune dumneai, s-a cheltuit suma de 1.500.000 pentru 1.800.000 de drum cu, făcut prin pietruire. Am înțeles. Revenim puțin la situația cu instituția prefectului Gorj. Despre ce alte instituții de control sau la ce instituții de control credeți că făcea referire prefectul când a spus că le va trimite acolo la Albeni? Nu știu, l-am întrebat pe dumnealui. Nu... Că dumnealui, din ce știu, are doar corpul de control la îndemână, pe care îl poate trimite. Da, și am solicitat să trimită dumnealui corpul de control înainte să iese dumnealui în presă să spună că va trimite corpul de control. Nu știu la ce alte instituții făcea referire, numai că mi-a zis că așteaptă rapoartele instituțiilor care sunt în verificare la, Comuna Albeni, la Primăria Albeni. Dar singura instituție care a venit în verificare și ne-a lăsat o adresă prin care să mă prezint cu documentele la, sediul instituției a fost ITM-ul. Inspectoratul Teritorial da. Al Muncii, da, de muncă. Destul de interesant. A venit până acum corpul de control al prefectului la Albeni? A început, nu știu, procesul de verificare a situației? Nu, a venit, a fost o singură dată când a fost trimis, cum am spus, o spun în continuare, a fost trimis politic și atunci nu a găsit absolut nimic. A luat, domnul prefect, a luat măsuri tot cu mine ca și primar, pentru că n-am prezentat inventarierea Consiliului Local, dar i-am spus atât domnului prefect cât și celor care fac parte din corpul de control că nu aveam ce să prezint Consiliul Local pentru că Comisia de Inventariere nu finalizase inventarierea la timpul respectiv când a fost corpul de control în verificare. Și acum, în această perioadă, credeți că va veni acel corp de control trimis de prefect sau au fost doar amenințări, promisiuni, să le spunem, din partea prefectului? Nu, dar eu îl aștept corpul de control să vină, să constate, să verifice, dar domnul prefect să nu mai iese în presă și să mă denigreze, să spună că face primarul, că nu mai e neregul, că cum cheltuie primarul banul public, să vină să verifice, să constate și după aceea să iese cu raportul la presă și să arăte, uiteați ce se întâmplă cu banul public, cum a cheltuit primarul banul public în Comuna Albeni. Cum a rămas situația cu acel centru de permanență? Iată, întreabă aceeași doamnă, zice, câți bani a cheltuit, probabil dumneavoastră, pentru centru de permanență și de ce a schimbat încuieturile? Vorba de intrarea în instituție, mă gândesc. Nu. Eu am făcut, la nivelul Comunii Albeni, nu... răutăcioși și nu vor să înțeleagă că la nivelul comunii nu a fost înființat un centru de permanență. Eu am făcut o adresă către DSP-ul prin care am solicitat înființarea unui centru de permanență la nivelul Comunei Albeni, prin care DSP-ul mi-a răspuns că nu se poate înființa încă un centru de permanență fiind arondați la centrul de permanență din Comuna Prigoria. Aha, deci practic erați acolo arondați, la da, Prigoria. Da, eram arondați la centrul de permanență din Comuna Prigoria. Atunci, prin presiunile făcute, așa cum a ieșit domnul Dorin de la DSP, de la Inspecția Sanitară, împreună cu domnișoara director Sfârlează, că s-a făcut presiuni la domnul prefect, prin care domnul prefect a trimis corpul de control la DSP să se înființeze, să facă un punct de lucru al centrului de permanență Prigoria și la Albeni. Dar nu știu de ce, cum s-a înființat acel punct de lucru, pentru că noi hotărârea de Consiliul Local Primăria Albeni și Consiliul Local a dat hotărârea de Consiliul Local privind înființarea unui centru de permanență, nu a unui punct de lucru.
Iar referitor la încuietori, nu s-au schimbat încuietorile decât la camera centrală, unde medici de gardă fumau și consumau acolo diferite băuturi. Acolo a fost înlocuit butucul de la camera centrală. Nu de la ușa de la intrare. Și în acest moment centrul de permanență este funcțional, adică există acolo medic, există personal sanitar care să deservească, să spunem, interesele. Nu, pentru că cetățenilor. La răzbunarea domnului prefect au trimis pe cei de la inspecția sanitară ca să închidă acel punct de lucru al centrului de permanență Prigoria. S-a închis, am făcut adresă la Ministerul Sănătății, Ministerul de Sănătate le-a trimis DSP-ul lui Gorj ca să vină să verifice dacă s-au remediat deficiențele constatate, care noi ca și primărie nu cunoaștem ce deficiențe au fost constatate de către inspectorii sanitari. Și la ora actuală, dacă ar veni DSP-ul în verificare, inspecția sanitară, să vadă dacă spațiul respectiv corespunde din punct de vedere sanitar, eu le spun că corespunde chiar mult mai bine ca un alt centru de permanență din alte comune. Am înțeles. Aveți un teren sintetic acolo la Albeni? Da, l-am făcut anul acesta. Mai se lucrează, trebuie să vină constructorul să finalizeze cu nocturna. A, deci va avea inclusiv instalație, da, de nocturnă. Da, se lucrează la partea de instalații electrice. Da, pentru că spunea aceeași doamnă, de ce nu este semnată recepția? Înțeleg că nu este gata, din ce spuneți. Nu este gata, pentru că trebuie să se finalizeze cu nocturna. Numai la nocturna atâta, să vină să facă legăturile la... Un proiect pe fonduri locale? Nu, pe bugetul local primăriei Albeni. Da. Cât au costat aceste, sau cât va costa cu totul? 1.800.000. 180.000 de lei. 180.000 de lei, da. Am înțeles. Cum este la momentul vorbirii relația pe care o aveți cu consilierii locali? Vă este ușor să treceți proiectele pe care le inițiați prin Consiliu? Aveți o poziție din cauza... Știm că aveați o relație destul de tensionată la un moment dat cu, să spunem, consilierii locali. S-a ameliorat relația? Este ea una dificilă în continuare? Da, eu o consider tot una dificilă, pentru că au directive de la partidele politice ca să nu mi treacă unele proiecte. Chiar am avut acum la o rectificare de buget prin care ne-a fost luate sume din cotele din TVA, prin care trebuia să rectificăm bugetul pe minus, prin care domnii consilieri nu s-au prezentat timp de o lună și jumătate la ședințele de consiliu. S-au prezentat ultima dată când am pus un anunț în comună că din cauza că nu s-au prezentat domnii consilieri să rectificăm bugetul și să-l înaintez la finanțe, nu mai pot să fac plăți atât la plata iluminatului public, cât și la plata cheltuielilor cu energia la sistemul de alimentare cu apă, pentru că aveam facturile restante și eram în imposibilitatea de a veni CEZ-ul să ne debranșeze de la curent. Când spuneați partide politice, vă referiți la care partide sau de la ce partide sunt acei consilieri care au refuzat să participe la ședință sau la ședințe și să voteze? Singurul partid politic care face presiune în comuna Albeni este PSD-ul. De la PSD-ul pleacă, pentru că mai sunt doi consilieri care de la UNPR, care de pe urma mea sunt consilieri locali în comuna Albeni. Cei doi care, că am scos 4 de la UNPR, dar cei doi au venit la ședințe, nu au fost contra, au votat, dar... Deci doi din cei 4 consilieri ai UNPR sunt alături de dumneavoastră, da, și s-au prezentat la ședințe. Da, s-au prezentat, dar numai cei doi plus 4 cei de la PSD-ul, care sunt contra. Și aveți un consiliu format din câți consilieri? Din 11. A, deci dacă 6 nu s-au prezentat, practic ați făcut ședința degeaba. Da, care la penultima ședință pe care am avut-o și am fost și eu prezent, mi-au cerut ca să vând buldo excavatorul, că consideră dumnealor că nu este benefic pentru comuna Albeni. Buldo excavator, interesant că ați pomenit de buldo excavator.
O altă doamnă spune, dacă a avut calificarea necesară, un domn, nu o să-i rostesc numele, când a fost angajat pe Buldo excavatorist, sau i s-au plătit cursurile după ce a fost angajat. Nu știu exact despre ce este vorba. Da, domnul Clipici Florentin, când a candidat pentru postul de muncitor cu atribuții pe Buldo excavator, a avut tot dosarul complet, comisia de concurs a verificat lucrul acesta, prin care i-a validat dosarul și l-a primit la concursul privind postul de muncitor. Deci e tot în regulă cu acel... A fost tot în regulă, a fost reclamații și pe tema concursului domnului Clipici. Reclamații adresate către cine? Către Inspectoratul Teritorial de Muncă. Aha, ITM-ul. Da. S-au făcut verificări, s-au constatat că este tot în regulă și... Și nu sunt probleme, cum spuneți dumneavoastră. În altă ordine de idei, stau și mă întreb, de ce doi din cei patru colegi de partid până la urmă, nu? Că vă sunt colegi de partid, teoretic. De ce nu merg în aceeași direcție cu dumneavoastră? Pentru că dacă cei doi colegi ar merge în direcția, să spunem, normală pe care vi-o doriți, sau în fine, direcția pe care ați apucat dumneavoastră, cei din rândul social-democraților n-ar avea, să spunem, o majoritate care să nu treacă proiectele administrației dumneavoastră. Ce i-a determinat pe acești doi consilieri să nu tragă la aceeași căruță cu UNEPR-ul sau cu dumneavoastră și ceilalți doi consilieri? Aici nu înțeleg eu. Unuia dintre ei, care are și servicii, un servici cu financiar destul de decent, îi frică că îi retrage sprijinul politic și pierde acea indemnizație. Iar celuilalt... Cine se retragă sprijinul politic? Cei de la UNEPR. De la județ? De la județ, da. Uh-huh. Iar celuilalt i-a promis doamna Anca Burdușanu că va fi pe lista PSD-ului la alegerile din 2020 și îi va da un loc cât se poate... Știți dumneavoastră că s-au făcut astfel de promisiuni? Astea sunt discuțiile prin comună. Că e destul de serios dacă un reprezentant al unui partid politic... Astea sunt discuțiile prin comună. Eu am spus-o, au văzut și la referendumul pentru familie că chiar dacă s-a zbătut și a venit doamna Anca Burdușanu, nu a reușit să convingă oamenii să iese la vot. Va veni și europarlamentarele care va vedea doamna Anca Burdușanu că nu cred că va lua 30% în comun Albeni. Da, vom vedea ce se va întâmpla. Știm că la europarlamentare de obicei prezența este una scăzută și interesul cetățenilor, poate mai mult în mediul rural, nu este unul foarte mare. Așa că personal nu mă aștept ca partidele politice, indiferent de nume, să rupă clasamentele la această tură de alegeri. Știm că românii nu prea sunt interesați de ceea ce înseamnă alegeri europarlamentare. Cred că sunteți de acord cu mine. Sunt de acord, dar eu personal mă voi implica pentru partidul politic care va veni să-mi ceară sprijinul, exact cum m-am implicat pentru mine în 2016. Vă referiți, adică este posibil să fiți scurtat sau sunteți scurtat, sunteți în discuții și cu alte partide politice? Nu, aștept care îmi va cere sprijinul să-i ajut la europarlamentare. Momentan nu sunt. Europarlamentare. Da. Chiar dacă, practic, sunteți încă primar UNEPR, sunteți dispus să sprijiniți da, alte... Exact cum am fost dispus de a mă ajuta PSD-ul la parlamentare, așa voi fi dispus să ajut un alt partid la europarlamentare, dar mai puțin PSD-ul. Am înțeles. Chiar dacă riscați să vă retragă sprijinul politic? Aș vrea să mi-l retragă chiar și mâine sau și azi să mi-l retragă. E o afirmație curajoasă sau e o dorință curajoasă, pentru că știți că teoretic se pot întruni foruri superioare, să spunem, la județ, birou BPJ-uri, care să facă acest demers. Credeți că se poate concretiza dorința dumneavoastră în perioada imediat următoare? Da, dorința mea o transmit și să se concretizeze și să chiar să-mi retragă sprijinul politic. O dorință destul de interesantă și apropo de ceea ce spuneați la un moment dat de comună, de vorbesc oamenii. În același articol din presa locală mi-amintesc că am citit
de discuții privitoare la un demers de referendum, de convocarea a unui referendum pentru demiterea dumneavoastră. Sunt șanse să se ajungă la acest referendum? Ar fi oarecum o premieră în Gorj să se facă un referendum pentru demiterea unui primar? Teoretic există această procedură legală de convocare a unui referendum la nivel de localitate. Credeți că se poate ajunge până acolo încât să fie convocat acest referendum? Nu știu ce să zic, dar eu sunt un om sincer, un om corect, poate sinceritatea mea a durut pe mulți, printre care și pe domnul prefect, poate și aseară am vorbit cu familia, aș putea chiar mâine să-mi pun demisia și să plec, dar nu pot să fac lucrul acesta, să las ceea ce am făcut în 2 ani de zile, când alții poate n-au realizat în ani mandate care au fost în urmă, și am făcut o promisiune la oameni ca până la finele mandatului să realizez mult mai mult față de ce până în momentul respectiv. Dar dacă oamenii și dumnealor care vor să strângă și să facă referendum, și oamenii sunt convinși că trebuie să mă schimbe și să facă referendumul acesta, nu sunt contra. Deci, teoretic, v-ați împăcat și cu ideea că dacă se ajunge acolo, să decidă poporul. Să decidă poporul. Eu când am vrut să fac referendum cu să schimb Consiliul Local, am strâns peste 800 de semnături, dar am stat, m-am gândit și am zis că cheltuiala privind referendumul se face tot din bugetul local, tot. Da, organizarea unui astfel de ture de alegeri, de consultare populară, intră în atribuția entității care dorește. Și am zis că mai bine cu banii care îi cheltui privind referendum, mai bine fac ceva pentru comună. Pentru că aș vrea să discut despre realizările pe care domnul director Vasile Popescu, când a fost la televiziune, nu a spus. Cine este domnul Vasile Popescu? Directorul școlii de la Școala Albeni. Am înțeles. Școala gimnazială, presupun. Gimnazială numărul 1 Albeni, prin care dumnealui nu a spus realizările pe care le-am făcut eu de când am preluat mandatul de primar. A ieșit și a zis că nu am alocat niciun ban din bugetul local pentru Școala Albeni. Vreau să spun că am înlocuit centrale de la școala din centru, unde au costat 600 de milioane. Am reparat ceea ce domnul director nu a dat drumul la centrale de la sala de sport și s-au spart radiatoarele din sala de sport și a trebuit să le înlocuim cu unele noi, să reparăm centralele, care a fost cheltuială aproximativ de 16.000 de lei. Am reparat centrala de la grădinița numărul 2 Albeni, prin care am cheltuit suma de 15.000. Am făcut ingenizarea la toate școlile. Am reparat gardul la școala din centru, la grădinița numărul 1 Albeni, la grădinița numărul 2 Albeni. Dar domnul director nu vrea să vadă lucrările pe care le-am făcut eu în timp de 2 ani de zile, care dumnealui de când a fost director 8 ani de zile nu a mișcat absolut nimic pentru Școala Albeni. La ce vă referiți când spuneți că nu a mișcat nimic? Deci nu l-am văzut, eu când am luat primar, nu l-am văzut ca un bun administrator, tocmai de aceea m-am pus în comisia de concurs prin care i-am acordat punctajul pe care l-a meritat. Nu cum a ieșit dumnealui că i-am dat nota 0,9, că nici punctul din oficiu, nu a fost note, a fost un punctaj pe care atât a meritat dumnealui, prin care m-a reclamat atât la poliție, cât și la parchet, cât și ultima dată care au așteptau, să zic ca pe pâinea caldă, că asta așteptau dumnealor ca să-mi vină răspunsul de la Agenția Națională de Integritate, că a ajuns să mă reclame și la ANI, prin care mi-a venit acum o săptămână și mi-a venit cu clasare. Deci ați fost găsit nevinovat și puteam să-i fac acum pe parte civilă,
pentru toate denigrările pe care mi le-a adus dumnealui, dar e un Dumnezeu care știe ce trebuie să facă. De ce nu mai există bani de salarii? Întreabă una dintre cele trei doamne care v-au adresat o grămadă de întrebări. Nu știu dacă o să reușim să vi le adresez pe toate, dar sperăm cât mai multe. Mai avem bani de salarii la albeni și dacă da, e ok, dacă nu, de ce nu mai avem? Da, din cauza contabilului, pentru că am avut mare încredere în dumnealui, l-am luat prin transfer de la primăria Săcelu, prin care domnul primar Florin Jurebie mi-a zis: primare, ai grijă că și pe mine m-a reclamat, și am zis: domn primar, e tânăr, cred că putem face ceva împreună. Dar nu a fost așa. Când a făcut bugetul pe anul 2018, domnul contabil nu a făcut un buget cum trebuie, prin care a făcut o prevedere bugetară de 6 miliarde 170 la plata salariilor administrației, unde nouă ne trebuia undeva la 10 miliarde, prin care domnul contabil și la plata pentru plata drepturilor salariale pentru asistențe personali, tot la fel a făcut o prevedere bugetară de 7 miliarde, care eu acum sunt, azi trebuia să ridic salariile atât administrației publice cât și drepturile salariale la asistenții personali și nu am prevedere bugetară, chiar dacă aș avea... Deci nu intră banii la termen. Nu intră. Chiar dacă aș avea eu azi o încasare să încasez din amenzile pe care le-am prevăzut, 10 miliarde, dacă nu am prevedere bugetară, degeaba, că nu pot să fac o plată. Și apropo de amenzi, ca o paranteză, am văzut că ați dat niște amenzi destul de mari unor persoane din partea primăriei. Ați mers pe maximum acolo sau cum s-a întâmplat și despre ce situație este vorba acolo? Mi s-au pornit niște sume foarte mari. Nu, ultima amendă pe care a dat-o compartimentul de urbanism domnului Cornoiu, prin care a construit un gard fără autorizație de construire, prin care a fost amendat cu suma de 10.000 de lei. Adică 100 de milioane de lei. 100 de milioane. Dumnealui are dreptul, poate să o conteste, primăria depune toate documentele, somații și toate documentele pe care le are la instanța de judecată. Am înțeles. Și de acolo se va vedea... Totul a fost legal. Adică amenda dată de dumneavoastră, de primărie, nu? Până la urmă primăria. Că primăria, mă gândesc că n-ați dat-o nume personal. Primarul prin compartimentul de urbanism. Am înțeles. Spuneți că dumnealui nu avea toate avizele necesare. Nu avea autorizație când s-a apucat să construiască acel gard. Dumnealui nu a luat autorizație de construire. A construit fără autorizație. Am înțeles. 2018, clar, nu vă este cel mai liniștit an, să-i spunem așa. Cum vedeți 2019 prin prisma relației de la momentul vorbirii destul de tensionate cu, iată, colegii consilieri, cu o bună parte a aparatului primăriei, pentru că am văzut declarații de ale dumneavoastră că mulți dintre angajații primăriei sunt fie în concedii de odihnă, fie în concedii medicale. Ce sperați de la 2019? Sau cum vedeți o continuare a relației cu angajații primăriei și consilierii locali? Sper ca până la finele anului 2018 să fac ordine în primărie, iar începând cu anul 2019, ca primăria Albeni să intre pe un făgaș normal și fiecare dintre angajat să-și vadă de atribuțiile pe care le are și să le ducă la îndeplinire așa cum prevede fișa postului și legile care sunt în vigoare. Aici vă referiți inclusiv la relația cu consilierii locali, pentru că pe ei, nu puteți scăpa. Nu, relația cu Consiliul Local, mai ales în 2019, care... Știm cu toții că va veni 2020 și tot la fel va fi o relație tensionantă, plus poate mult mai... tensionată decât este acum? Cred. N-aș vrea să-mi imaginez ce înseamnă mai tensionat. Pentru că dumnealor vor să-mi pună mie piedici ca să nu-mi duc eu la îndeplinire tot programul pe care l-am avut 2016-2020.
Am înțeles. Vom vedea ce se va întâmpla prin prisma relației pe care o aveți. Vă spuneam că sunt foarte multe întrebări adresate de cele trei doamne, cel puțin trei doamne care au postat aici. Ce pot să le promit radioascultătorilor, internauților care au postat aceste întrebări? Că voi încerca să le centralizez și la o emisiune ulterioară să vi le adresez. Sunt foarte, foarte multe întrebări. Aveți persoane care, iată, vă urmăresc activitatea. Da, cred că care sunt, poate chiar ei și cunosc, sunt tot cei care postează și pe Facebook tot felul de denigrări. Apropo de Facebook, foarte, foarte, foarte scurt, există conturi false de pe care, am văzut aici o întrebare a unei doamne, există conturi false de pe care se rog pe domnul primar să ne răspundă la acuzațiile aduse de mai multe conturi false de Facebook. Sunt adevărate sau false? Sunt false, care sunt... Victoria Ilarie, de exemplu, care mi-aduce atât de negrări mie personal, care eu pot să le duc și să le suport, dar ar fi niște afirmații legate și de familia mea, care sunt chiar dureroase, dar sper împreună cu familia să putem învinge. Am înțeles, din păcate am ajuns la finalul emisiunii, repet, vom încerca să centralizăm cât mai multe din aceste întrebări și eventual să îi adresăm domnului primar la o altă emisiune. Până atunci însă vă doresc o detensionare a relației cu instituția prefectului în primul rând, pentru că nu este firesc să existe tensiuni într-o relație dintre un UAT și UAT-ul superior, să-i spunem, adică instituția prefectului. De aici pot să apară tot felul de sincope și nu este bine pentru buna funcționare a primăriei Comunei Albeni. În egală măsură, multă putere de muncă și tot ce pot să vă promit este că ne vom revedea, ne vom reauzi. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută și dumneavoastră, la revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor.